Echipa de handbal masculin SCM Politehnica Timișoara și-a schimbat într-o măsură importantă lotul pentru noul sezon. Au fost transferați patru jucători. Este vorba de interul stânga Eduard Belchite, centrul George Pisarici, pivoții Marc Adoreanu și Haris Bulina. Belchite s-a lansat la CSM Reșița, dar vine de la CSM Bacău. Pisarici a evoluat în precedentele două campionate la formația austriacă de prima ligă HSG Graz, care a terminat cel mai recent sezon pe locul al zecelea. lea În țara sa natală a evoluat pentru metaloplast ca șabat și Partizan Belgrad. Adoreanu a fost format la Academia Minaur Baia Mare și s-a aflat în circuitul echipelor naționale până la nivelul celei de tineret. A evoluat ultima dată în precedentele patru sezoane la fosta colegă de Ligă Națională al Violeților Universitatea Cluj. Bulina va juca în premieră în România. Originar din Bosnia și Herțegovina, el s-a transferat de la echipa RK Sloboda cu care a terminat sezonul pe locul 5 în prima divizie a țării natale. Poliare și un nou antrenor de portar pe Răzvan Sopca. Se antrenează cu seniorii și câțiva jucători de la echipele juvenile. Este vorba de Alexandru Moțățăianu, Alexandre Moreo, Ionuț Cocoșilă, Luca Turcitu și Mario Tudor. Echipa timișoreană s-a despărțit în schimb de numai puțin de șapte jucători, Pribanici, Dragaș, Bran, Areșițe, Sabo, Lazar și Baican.